Ne așteptăm cu multă bună bună, alături de spiritușii moșului, plăcinița veselă, spiritușa preferată, spiritușul Cristiansen și spiritușul... Pentru al 11-lea an consecutiv, Moș Crăciun și spiritușii săi au sosit la Iași cu tramvaiul. Decorat cu migală, tramvaiul lui Moș Crăciun a fost ca de obicei pregătit pentru întâlnirea cu copiii. Bucuria lor a fost amplificată de alăturarea tramvaiului de epocă Papa Tram. Moș Crăciun a venit cu tramvaiul pentru al 11-lea Crăciun consecutiv, dar nu doar cu tramvaiul personalizat tematic de către spiriduși, respectiv studenții Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași în anul 2013, ci cu o întreagă caravană. Având în vedere că încheiem anul aniversar pentru tramvaiul ieșean, care a împlinit 125 de ani de la fondare, alături de tramvaiul Moșului este și bătrânul tramvai AEG, costumat în personajul îndrăgit de copii. Papa Tram. Elsa, spiridușa preferată, Crăciunița veselă, Cristiansen și Frederic au oferit dulciuri copiilor prezenți și au făcut sute de poze în sunet de colinde. Spre finalul întâlnirii a avut loc tombola lui Moș Crăciun, iar 5 copii norocoși au fost recompensați cu surprize dulci, cărți și ateliere muzicale. Ce ți-a adus tramvaiul Moș Crăciun? Dulciuri. A venit Moș Crăciun la tine anul acesta? Felicitări! Nu chiar. Veniți aici, vă rog, alături. Ce ai făcut rău? Iată și m-am certat cu sora mea. Felicitări. Nu nimic, moșul, o să fie un moș bun și o să-ți aduc pe... Filip a câștigat cel de-al treilea premiu de la cartea... Eu sunt Elsa. Ce să mulțumesc încă o dată cartea pe bancă. Elsa aici împarte puțină bucurie oamenilor. Mulțumim domnului Benea, ne vom revedea. E un moment foarte frumos pentru mine, pentru că e cumva un moment sincer în toată perioada asta de grabă și fug în stânga și în dreapta, când nu mai simți spiritul sărbătorilor. Asta e un moment în care simt, când sunt aproape de copii care se bucură de lucruri mici. Suspansul a fost prelungit prin alte 4 premii surpriză educaționale oferite de către inițiatorii proiectului Cartea pe Bancă. Dumneavoastră sunteți cunoscut pentru ca fiind omul care dotează tramvaiele cu cărți. Da, cărțile sunt donate în tramvaiul literaturii în biblioteca de pe șine, cum îi spunem noi, și de câțiva ani m-am alăturat și eu proiectului tramvaiului lui Moș Crăciun, prin care Cartea pe Bancă oferă cărți pentru cei mici și sperăm că dorința lor de a citi e stimulată. Suntem bucuroși că în al 11-lea an putem să bucurăm copiii cu tramvaiul lui Moș Crăciun și cu Papa Tram. Am avut noroc de vreme bună și am putut să-l scoatem și pe Papa Tram la plimbare. Moșul a venit cu bomboane de pom, cu surprize, cu o tombolă, dar cel mai valoros cadou care credem noi că va aduce mai mult decât niște bomboane este cadoul din partea domnului Eugen Benea de la Cartea pe Bancă. El a pregătit cărți să ofere cadou copiilor. După premiere, toți copiii alături de părinți sau bunici au fost invitați în 3 călătorii speciale cu caravana lui Moș Crăciun. Evenimentul a marcat aniversarea 10 ani de la personalizarea grafică a tramvaiului lui Moș Crăciun în cadrul programului Iași, orașul tramvaielor pictate, precum și încheierea evenimentelor dedicate aniversării a 125 de ani de transport electric la Iași.